Și noi trecem la treabă de luni până vineri. Și ce facem în weekend? Ne luăm familia și mergem să vizităm locuri pitorești din țară, după exemplul următorului erou. Astăzi suntem într-o nouă provocare. Astăzi vom face o tură cu pluta, unde vom cătăi cu barca. Startul îl dăm de la Dubăsari și ne oprim, cred că, pe la Vadul lui Vodă. Două zile de distracții, două zile de cătăit, două zile de pescuit. Deci rămâneți cu noi, să fie interesant. Acum două luni, familia Bivol din Chișinău și-a propus să cutreiere Moldova pentru a vedea cele mai pitorești locuri ale țării. Mai mult chiar, au decis să arate tuturor peripețiile de familie și au creat și un blog numit Turister. Am zis așa cu soția, la mare nu ne spate medicii, nu permit, deoarece suntem însărcinați. Și am decis că haideți să călătorim tot Moldova. Olga, soția bloggerului, deși este în a 8-a lună de sarcină, parcurge distanțe impresionante pe dealurile Moldovei. Spune că așa se menține în formă și că va continua să călătorească împreună cu familia chiar și după ce va aduce pe lume cel de-al treilea copil. Noi deja, adică de pe acum, suntem în căutarea unui cărcior și nu doar cărcior, dar care să mă gândea să aibă numai decât un fotoliu auto. Fotoliu auto să fie mai ușor pentru ca să-l putem deplasa și să-mi iau și un cangur. Copiii sunt și ei implicați activ în filmări, iar pentru a nu se plictisi pe drum, fac ce le e pe plac. Cântă cât pot ei de tare. Aici sunt foarte multe ciuperci și noi acum am ajuns în punctul unde sunt, cum se cheamă, stejari. Stejari, corect. Sunt cam de 100 de ani. Timp de o lună și jumătate, soții Bivol au postat 5 videouri pe YouTube care au adunat peste 36.000 de vizualizări. Următoarele destinații sunt cetatea Soroca, elefantul de la Butești, mănăstirile precum și vinăriile renumite din Moldova. Bine, bună, vizitați azi cu noi stânca cea mare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să scrieți niște comentarii. Pa!